nu e voie nici, dacă se botează doi copii într-o zi, e în aceeași apă din cristelniță, știi? Așa. Dar preotul de la noi, în aceeași din care trebuia să-și boteze el fetița, se boteza și un băiețel. N-ai voie să boteze în aceeași zi? Tocmai, da. Stai, domnule, că vorbesc și ceva. Dar nu în aceeași apă? Ba da, tocmai, în aceeași apă trebuie. Dar mai întâi trebuie băiatul și păi, aia și ceva cu noi. Preotul avea o fetiță și în aceeași zi mai boteza o persoană din sat băiețel. Și băiețelul era așa, rahitic, cam amărăsăr acolo la... Da. Așa era, după aceea se dezvolta normal, n-a avut treabă. Dar atunci la, așa părea. Și preotul a zis că nu costă poate are ceva și a aruncat apa, că el botează fata în aceeași apă în care a botezat băiatul. Da, bine, asta nu e, dar eu știu dar că... nu e voie. Eu nu trebuie să facă normal asta ca preot. Da, știu, dacă era una de altă fată, probabil că n-avea treabă. Nu ai voie, asta e... Da, și eu știu asta. Dar de asta zic că mai fac lucruri de astea preoți. Păi, probabil nu trebuie să ești băiat. Am uitat că botează pe nouă. Exact. M-am dus acum la altar și m-a sunat, a zis, e clar și că filmează. Luați fata să vă trăiască fata, să mă chemați la nuntă. Păi, eu nu... Poate când... Stai, mă, poate... Te-a luat când ți-a dat să citești, mă! Nu, m-a băgat în altar, m-a luat cum se fac băieții, pentru că am pe filmat.